un om mare. Pe Cucoaneș îl cunoscusem încă din primele clase de liceu, dar nu ne împrieteniserăm niciodată. În universitate îi pierdusem urma. Aflasem doar că se înscrisese la Politehnică. Întâlnindu-l odată întâmplător într-o tutungerie, câțiva ani mai târziu, îmi spusese că își luase diploma și dobândise un post neașteptat de bine retribuit într-un oraș din Ardeal. Nu l-am mai văzut de atunci. Care nu mi-a fost deci mirarea când, într-un amurg peste măsură de trist, din iulie 1933, mă trezesc cu el intrând în camera mea de lucru. Firește, l-am recunoscut îndată, dar mi s-a părut schimbat. Chiar acei 5-6 ani care trecuseră de la ultima noastră întâlnire nu te dau cu totul seama de neașteptata schimbare a înfățișării lui. Știi că am început să-l cresc? Îmi mărturisi el brusc înainte de a fi avut timpul să-i pun vreo întrebare. Întâi nu mi-a venit să cred, dar m-am măsurat și m-am convins că așa e. De vreo săptămână am crescut enorm. Poate 6-7 centimetri. Eram cu Lenora pe stradă și am observat deodată amândoi. Și azi dimineață era și mai mare diferența. Străbătă în clasul lui o ușoară neliniște și nu-și găsea locul. Când așezându-se pe speteaza unui fotoliu, când pornind la un capăt la altul al biroului, plimbându-se nervos cu mâinile la spate. Am observat că nu știa cum să-și mai ascundă mâinile și am înțeles. Manșetele îi ieșeau exagerat în afară, oricât se trudea el să-și tragă necontenit mâneca hainei. Trebuie să le trimit pe toate la croitor să le dea drumul, a vorbit el surprinzându-mi privirile. Încercai să-l liniștesc amintindu-i că în liceu se tot plângea că va rămâne scund. Mă întrerupse din nou. Dacă aș fi crescut și eu ca oamenii într-un an, doi, dar așa, în câteva zile, ce să-ți spun, a început să-mi fie frică. Tare mi-e teamă să nu fie o boală a oaselor. Și pentru că vedea că nu știu ce să-i spun, schimbă vorba. Am trecut pe la tine așa, într-o doară, să văd dacă n-ai plecat cumva în vacanță. Cât știi, am fost mutat la București și suntem mai mult sau mai puțin vecini. Eu mi-am găsit un mic apartament pe strada Lucaci. Mi-a lăsat numărul casei și mi-a spus orele când îl pot găsi. Apoi mi-a strâns mâna și a plecat. Ușor de închipuit nedumerirea mea în toată săptămâna aceea. Nu era medic prieten pe care să nu-l caut și căruia să nu-i povestesc cazul lui Cucoaneș. Cum era de așteptat, el însuși se dusese a doua zi la un specialist în tuberculoză osoasă să-și facă examenele necesare. Tot ce a putut afla a fost că deocamdată nu e vorba de tuberculoză osoasă, ci de un fenomen, cum se exprimase doctorul, macrantropic, cunoscut, se înțelege, în analele medicinei, dar de data aceasta cu un ritm cu totul neobișnuit. Într-adevăr, neobișnuit, căci vizitându-l pe Cucoaneș a treia zi, înainte de cină, oră când îmi spusese că îl găsesc negreșit acasă, m-am speriat intrând în odaie. Prietenul meu mă întrecea acum cu cel puțin 15 centimetri și crescuse cu totul proporționat. Devenise, cum se spune, un bărbat înalt și bine făcut. Hainele ei se potriveau atât de prost încât, de rușine, Cucoaneș își scosese vestonul și îmbrăcase un halat de baie, căruia îi descususe și lungise mânecile. Și zadarnic își lăsase pantalonii să-i atârne. Avea îi ajungeau până deasupra gleznei, iar când se așeza pe scaun, îi se ridicau simțitor, dându-i un aer mizer de om sărman în hainele altuia. Ei, ce vești? Întrebai cu jumătate de glas ca să rup tăcerea care se prelungea în neștire. Ce spune doctorul? Macrantropie, răspunse cu o stranie liniște Cucoaneș. Splendid, exclamai. Asta înseamnă că ai să ajungi un om mare. Nici nu e așa de rău. Ai cam ales rău momentul dacă ai voie să faci o glumă, mă întrerupse Cucoaneș. Apoi se ridică de pe scaun și începu să se plimbe. Văzându-mă că scot pachetul să mă aprind o țigară, se apropie și îmi cere și el una. Dar de când ai început să fumezi? Întrebai ca să spun ceva. Uite acum, poate că mi-o face bine. Țigara aceea, în orice caz, nu i-a făcut bine și a zvârlit-o după câteva fumuri pe care nu știa cum să le înghită fără să se nece. Dar puține minute în urmă mi-a cerut o a doua țigară și pe aceasta a fumat-o până la carton cu neîndemânare, dar înverșunat. M-am măsurat înainte de a veni tu, a început deodată Cucoaneș cu o obosită nedumerire în glas. Uite aici, la ușa asta, și de azi dimineață de la 9 am crescut mai bine de un centimetru. Înțelegi ce înseamnă asta? Cresc văzând cu ochii. Poate mănânci prea mult, încerca eu o timidă consolare. Sau poate mănânci feluri care îți sunt interzise. Probabil că trebuie să eviți calciul. Și calciul, și fierul, și vitamina B, și cam toate celelalte vitamine. Toate îmi sunt interzise.
izbucni cu Coaneș. N-am mâncat nimic de aseară, în afară de o felie de pâine uscată și un ceai cu puțin zahăr. Ca să nu mai bat capul cu regimul, am suprimat toate felurile. L-am suprimat pur și simplu. Ei și? Îl întrebai văzându-l că tace deodată. Mor de foame. Îmi vine amețeală de foame, dar de crescut cresc înainte. Cresc mereu. Crește mi-ar numele de nu s-ar mai auzi. Începeam să mă simt deprisos. Am să mai trec să te văd, îi spuse întinzându-i mâna. Am venit de atunci în fiecare seară. În fața casei lui, începuseră să se adune încă de a treia zi grupuri de curioși, căci se aflase de strania lui boală. Și aproape nimeni nu voia să creadă decât văzând cu proprii lui ochi. Cum prietenul meu nu mai ieșea din casă, curioșii se mulțumeau cu veștile șoptite de vecini. Singurele informații le putea da bucătarea sa, dar fiecare le amplifica după măsura imaginației lui. Ei, cum stăm? Îl întrebai două seri în urmă, intrând în camera de dormit a lui Cucoaneș. Azi dimineață 2 metri și 2, la prânz 2 și 5, astă seară 2 și 8. Imposibil, exclamai. Nimic nu e imposibil în natură, a rostit Cucoaneș cu o falsă cordialitate. Pentru mama natură nimic nu e imposibil. Ea privește. Și sărind brusc din pat și întinse cât putu brațele în fața mea, răsturând capul pe spate ca și cum ar fi vrut să imite o monstruoasă paiață. Mi-am ascuns cum am putut surpriza. Cucoaneș părea parcă mai mare chiar decât cei 2 metri și 8 centimetri pe care îi mi-a anunțase. Este, cum se spune, un caz unic, nu numai în analele medicinei, adăugă el pe același ton debil sardonic, ci unic chiar pentru capacitatea de înțelegere a științei moderne. Profesorul pretinde că posedă o glandă dispărută în pleistocen, o glandă pe care mamiferele doar ar fi încercat-o și apoi, zice el, ar fi abandonat-o pentru că mai mult le încurca. Cred și eu că le încurca. Avea în glas o mocnită disperare. Desfăcu un nou pachet cu țigări și se trânti în pat, încovrigându-se ca să poată încăpea întreg. M-au chemat toată ziua la facultate, m-au chemat la clinică să-mi facă o nouă radiografie. M-a chemat profesorul chiar acum, pe seară, la cabinetul lui, pentru un nou examen. Nu m-am dus. Ce sens ar mai avea? Nu mai mă pot ajuta cu nimic. Recunosc, îi interesează cazul meu, dar mie cu desăvârșire indiferent ce interesează pe ei. Pentru progresul științei, mi-au spus. Mie e perfect indiferent progresul sau regresul științei. Pe mine mă interesează un singur lucru, să mă vindec. Și văd că nu pot. De unde știi? Îl întrerupsei. De-abia au început cercetările. Tu singur recunoșteai din aur că e vorba de un caz unic în analele medicinei. Nu ți se poate găsi lacul de la o zi la alta. În ce mă privește, dacă nu l-au găsit până acum, ar putea să nici nu-l mai găsească. Pentru că tot nu mai sunt om în rândul oamenilor, cu 2 metri și 8 centimetri. Asta acum un ceas. Lacul lor, dacă îl vor găsi și mi-l vor trimite mâine dimineață, m-ar opri la peste 2 metri și 15. Nu mai mă interesează. Nu mai mă interesează dacă nu mă voi mai putea plimba niciodată alături de Eleonora pe stradă. Brusc începu să plângă. Ținea încă țigara între buze când începuse să plângă. La început doar câteva lacrimi, apoi ochii clipiră sub șiroaie și fața i se umezi toată. Să stai aici în pat, să știi că acum o săptămână și de tot aici, în același pat, și că în săptămâna aceasta s-a întâmplat un lucru pe care nu-l înțelegi, pe care nu-l înțelege nimeni, care te scoate din rândul oamenilor și îți interzice să te mai plimbi pe stradă cu femeia pe care o iubești, pur și simplu îți interzice să te plimbi pe stradă cu ea, să ieși cu ea în lume, pentru că nu vrei să o faci ridicolă, nimic nu s-a schimbat în aparență, nici un dezastru, nici o moarte. Și totuși, acum suntem despărțiți. Trebuie să ne despărțim, pur și simplu pentru că nu se poate altfel. E îngrozitor. Simțăm că orice consolare ar fi fost deprisos și tăcui privind în pământ. Dar deodată, ca și cum i-ar fi fost rușine de slăbiciunea lui, Cucoane și spucni în râs și strosni degetele. Mi se părea că râsul lui e cu totul schimbat, începând să nu mai semene a râs omenesc. Căpătase o rezonanță ciudată, de copac care trosnește, de pădure îndoită de vânt. Continuai să tac, prins de presimțiri funeste. Dar cea mai amuzantă e povestea cu gazetarii, rosti Cucoane și cu un zâmbet. Întâi m-am supărat pe profesor pentru că de la el s-au aflat toate, dar acum i-a trecut supărarea. Fiecare își face meseria, așa cum l-a lăsat Dumnezeu. În fond și reporterul e om și el trebuie să trăiască, așa cum trăim și noi inginerii. Dar e amuzant cum m-au pătruns aici la mine ca să mă măsoare. De fapt, întâmplarea nu era chiar atât de haslie pe cât se silea Cucoane și să o judece.
aflându-se de macrantopia lui extraordinară, gazetarii îl așteptau la clinică și la facultate ca să-l fotografieze, dar medicii îl ascundeau întotdeauna pe cât puteau, până ce doi dintre reporteri au izbutit să pătundă în apartamentul lui, dându-se drept asistenții profesorului, veniți cu rezultatele ultimei radiografii, și l-au fotografiat. Evident, Cucoane și-a avut destul timp ca să le spargă aparatele și să-i prăvălească pe scări în jos. Îmi pare rău acum că și ei, săracii, sunt oameni nevoiași și le-am luat pâinea de la gură. Dar am să-i despăgubesc. Am să le trimit banii la redacție. Tot nu mai am ce face cu ei acum. Într-adevăr, după cât îmi spunea, aproape că nu mai avea ce face cu banii. Nu mânca mai nimic și parcă și foamea începuse să-l lase. După o ceașcă de cei se simțea sătul o zi întreagă, iar haine zadarnic și-ar fi comandat, pentru că o săptămână în urmă nu l-ar mai fi încăput. Se hotărâse să poarte un fel de halat enorm pe care și-l potrivise cu ajutorul unui croitor de cartier și care cel puțin îl acoperea. Nimeni nu avea voie să intre la el în cameră în afară de Lenora, de mine și de profesor. Înțelesind după agitația care îl cuprinsese câteva minute în urmă, că logotnica lui trebuia să sosească și mă retrăsei. În seara următoare, grupul de curioși se mai rărise, ploua cu găleata. Doar câțiva reporteri, adăpostindu-se în fața gangului, se încăpățânau să aștepte. Îl găsim liniștit decât îl lăsasem, așezat de-a curmezișul patului și fumând. Ei, întreba eu, cum te mai simți? Ce ai spus? Vorbește mai tare. Parcă am început nici să nu mai aud bine. Întrebam cum te mai simți, repeta eu apropiindu-mă și ridicând glasul. Destul de bine, 2,23 m, dar asta a fost cam de multișor, nu mai mă măsor. Și după o scurtă pauză adăugă încet. S-a sfârșit cu mine, mă, băiatule. Vorbea cu destulă liniște, dar parcă împăcarea asta îl durea și mai profund. Figura începuse să-i se schimbe. Nu puteam preciza ce s-a schimbat, pentru că proporțiile se păstraseră întocmai, dar începea să nu mai fie el însuși. Observarea asta privindu-i lung capul și aveam impresia că îl văd printr-o lupă. Era întocmai așa cum îl cunoșteam de ani de zile și totuși nu mai era el. Ai zis ceva? Întrebă brusc. Te-am rugat să vorbești mai tare. Parcă aud din ce în ce mai prost. Te întrebam ce mai spune doctorul. Prietenul meu mă privi cu mirare, apoi izbucni într-un râs amar. Spune că ar trebui să intru la el în clinică. Poate că e o idee bună, adăugai fără convingere, să stai necontenit sub controlul lor. Vorbește, dragă, mai tare, izbucni enervat. Repetai aproape strigând fiecare cuvânt. Eu nu știu ce e asta cu mine, rosti el încânturat. Nu înțeleg de ce te aud din ce în ce mai prost. Ar fi trebuit să întrebi pe profesor, spuse apăsând fiecare cuvânt. De când ți se pare că nu mai auzi? De azi noapte. Și e curios că aud totuși altceva. Aud unele sunete foarte bine. Adică nici nu știu dacă sunt sunete. În sfârșit, aud alte lucruri. Ce fel de lucruri? Nu știu cum să-ți spun. E foarte greu de explicat. Am uneori impresia că mi-am pierdut mințile. Dar așa e, aud lucruri stranii. Mi se pare că aud mereu bătutul de ceasornic. Dar nu e exact un ceasornic. Parcă ar fi altceva, care bate regulat ca un puls și bate în toate lucrurile deodată. Uite bună oară în scaunul acesta. Și totuși bate într-un puls cu totul altul decât bate biroul. Dar nu e puls, e altceva, nu știu cum să-ți spun. Asta e foarte interesant, îl întrerupse eu. Anumite practici oculte... Te rog să nu mai vorbești nicio practică ocultă, izbucni el. Nu mă interesează. Este o imensă farsă toată povestea asta cu științele oculte. Pe mine mă interesează un singur lucru, să fiu ca înainte. Nu vreau să mă singularizez, nu vreau să mi se întâmple mie lucruri extraordinare. Să se întâmple astea celor care le vor și le caută. Eu nu vreau să aud sunete ciudate, chiar dacă ele au pentru tine o importanță extraordinară. Nu vreau pur și simplu, nu vreau. Așteptai să-i treacă mânia privind gânditor în pământ. Ce aș fi putut spune altceva? Singura consolare pe care i-aș fi putut-o dărui ar fi fost să-i spun că ceea ce îi se întâmplă lui se aseamănă cu anumite rezultate ale tehnicilor meditative indiene. Dar firește, toate acestea erau perfect indiferente. Nu avea nicio curiozitate să pătrundă în noua lume care se deschidea simțurilor lui straniu amplificate. Nu-l interesa să vadă lumea de la înălțimea macrantropiei lui și în fundul sufletului îi dădeam dreptate. Te rog să mă ierți, adăugă câteva clipe mai târziu. Am fost nedrept, tu voiai să mă ajuți.
Știu că nu mă poți ajuta. Și știi și tu asta, dar ai încercat să mă consolezi. Îmi pare rău, mă... Mai ales că vreau să te rog să-mi faci un mare serviciu. S-o oprine îndrăznind parcă să-și mărturisească gândurile. Apoi se apropie de mine și mă întrebă. Tu mă auzi bine? Vreau să spun normal? Eu am impresia că vorbesc destul de tare, dar poate mă înșel. Adevărul era că vorbea mai puțin tare ca de obicei, dar suficient ca să-l înțeleg fără niciun efort. Am să te rog să-mi faci un mare serviciu, spuse privindu-mă adânc în ochi. Dar am să te rog să nu mă refuzi, ci să faci întocmai cum îți voi spune eu. Nu o să am timp să-ți explic de ce și cum. Îți dai și tu singur seama că... Dar în sfârșit, n-are niciun sens să mă pierd în generalități. Am să te rog să ai grijă de Eleonora. Vreau să spun... S-o opri câteva clipe privindu-mă cu o intensitate care mă amețea. Parcă ar fi încercat pentru ultima oară să-și pecetluiască buzele, să-și îngroape taina. În sfârșit, să ai grijă de ea. Își trecu brusc mâna pe obraz și pe frunte. E curios. Am impresia uneori că mi s-au schimbat și simțurile. Doamne ferește, parcă și începe să iurez. Se încruntă, trudindu-se parcă să înțeleagă zvonuri numai de el deslușite. Dar se scutură repede, trecându-și din nou mâna pe frunte, apăsându-și ochii. Asta voiam să te rog, reînceput cu un alt glas. Asta voiam să te rog în primul rând. Să mă ajut să dispar. Nu, nu mă întrerupe. Ascultă-mă până la sfârșit. Nu-și cer să colaborez la o sinucidere, pentru că dacă aș fi vrut să mă sinucid, mi-ar fi fost destul de simplu. Dar fie că n-am încă destul curaj, fie dintr-o absurdă încăpățânare a mea, nu am de gând să-mi pun capăt zilelor. În fond, am și eu măcar dreptul ăsta. Să văd ce e în stare să-mi facă mama natură, până unde e în stare să meargă. O să mai cresc și iar o să mai cresc, dar până când? Vreau să văd măcar asta, limita macrantropiei. Și de aceea nu mă omor. Dar nici de trăit în orașul ăsta, printre oamenii ăștia, nu mai pot trăi. Vreau să dispar, să mă ascund, să scap de ziariști, de doctori, de specialiști, de vecini, de cunoscuți. Și m-am gândit că pentru asta am să am nevoie de ajutorul tău. M-am gândit să mă ascund undeva în munți, bună oară în Bucegi, să-mi fac acolo o cabană sau să repar vreuna părăsită și să trăiesc ca un sihastru. Dar să mor de foame, singur în creierul munților. Nu, deocamdată mâncarea nu e o problemă. Am să-mi iau pentru orice eventualitate câteva kilograme de pesmeți, niște conserve, puțin ceai. Dar îți repet, deocamdată nu mănânc și nici nu mai mi-e foame. Singura greutate are să fie găsirea cabanei și hainele. Uite, halatul ăsta e tot ce pot lua cu mine. L-am făcut larg și fără nicio formă. Restul hainelor îmi sunt inutile. Și cu toate acestea, va trebui să-mi iau haine groase pentru munte. M-am gândit să cumpăr mai multe pături de tot felul și să iau cu mine o pereche de farfeci și o sculă de cusut. Sau poate nici măcar nu va fi nevoie de asta. O duzină de ace de siguranță îmi vor fi de ajuns. Dar de pături și ceașafuri voi avea nevoie. Și am să te rog pe tine să mi le cumperi. Asta chiar mâine dimineață, cel mai târziu până la ora prânzului, pentru că la 2 după amiază aș vrea să plec. De ce numai decât la 2? Și-o voi câteva vreme să-mi spună, să nu-mi spună. În cele din urmă se hotărâ. Pentru că mâine la 4 planuisem cu Leonora să fugim împreună, să fugim tot în munți. Să ne căsătorim firește în fața lui Dumnezeu, căci altfel n-avem cum, și să trăim împreună într-o cabană. Dar apoi m-am gândit că n-am dreptul să fac asta. Nu pot năpăstui tinerița din cauza mea. De aceea m-am hotărât să dispar mâine înainte de sosirea ei. Și apoi, cum va voi Dumnezeu? E tânără, își va reface viața. Înțelesi după efortul cu care rostise ultimele fraze, cât de mult îl duruse hotărârea luată. Dar înțelesi de asemenea că ar fi zadarnică orice încercare de a-i schimba. Dacă aș fi refuzat să fiu complice, probabil că ar fi încercat să fugă singur și ar fi fost prins înainte de a ajunge în munți. Și cine știe ce ar fi fost în stare să facă atunci în deznădejde. Pe de altă parte, așa cum m-am grăbit să-i o spun, plecarea a doua zi după amiază era cu totul riscată, cu atâția gazetari la poarta lui și cu strada plină de curioși. Fuga n-ar fi putut avea loc decât noaptea și în niciun caz direct de la locuința lui. Trebuia găsit o mașină de piață destul de încăpătoare pentru noi doi și pentru păturile și merindele cumpărate. Mai bine o camionetă închisă, își dădu părerea cu Coaneș. Ofer câteva mii de lei mai mult șoferului și discreția i-a asigurat o săptămână, două, exact de ce avem noi nevoie.
Am rămas să înțelegi ca tot ce voi cumpăra a doua zi să depozitez la mine. El va trimite un bilet Lenorei spunându-i că fuga e amânată pentru câteva zile, iar pe seară voi veni eu să-l iau cu un taxi, lăsând reporterilor a înțelege că ne ducem la clinică. El mă va aștepta pregătit și va coborâ îndată ca să nu dăm timp curioșilor să ne urmărească cu altă mașină. La căderea nopții vom fi în fața casei mele, unde ne va aștepta camioneta. Să fii așa cum zici, a rostit cu Coaneș. Și acum am să te rog să mă lași. Mai am o serie de socotel de încheiat și mici lucruri de pus la punct. Nu vreau să se spună că las în urma mea o tinerețe dezordonată și vreau să-i scriu și Lenorei pentru mai târziu. De-abia după ce am ajuns acasă, mi-am dat seama că mă gândisem la toate, afară de lucrul cel mai important. Locul unde se va adăposti prietenul meu. Îmi vorbise de o cabană în munți, dar trebuia găsit această cabană și trebuia să ajungem la ea înainte de a se lumina bine de ziua, ca să nu atragem atenția. Planul nostru părea copilăresc. Să coborâm în zor din camionetă și să începem a urca în munte cu o duzină de pături în spinare, cu merinde, fără să știm încotro ne îndreptăm, riscând ca prietenul meu să se oprească după câteva sute de metri, pentru că era nemâncat de o săptămână și mai ales pentru că va trebui să urce aproape sigur în ciorapi, neștiind dacă îi voi putea găsi o pereche de ghete pe măsura lui în cele 6 ore cât aveam timp să caut. Și cu toate acestea, fuga nu mai putea fi amânată. Trebuia cu orice risc să plecăm a doua zi seara. Numai că știind că nu putem spera în găsirea imediată a unei cabane goale, care ne-ar fi așteptat acolo în munte, ferită de oameni, parcă în adins pregătită pentru noi, trebuia să ne mulțumim cu mai puțin. Bună oară cu un cort pe care cu Coaneș l-ar fi putut așeza într-o băgăună mai ascunsă, departe de orice cărare. Acolo își va putea adăposti păturile și alimentele, până când va avea uneltele cu care să-și ridice singur o cabană, pe măsura lui, și unde va voi el, bineînțeles. Firește, aceste scule de tâmplărie nu le puteam cumpăra în aceeași dimineață, când trebuiau găsite și cumpărate atâtea alte lucruri de mai urgentă necesitate. O noapte, două, prietenul meu va fi silit să doarmă pe o saltea improvizată și acoperit doar cu pături sub cort. Uneltele și tot ce va mai fi nevoie le voi aduce eu după câteva zile. Lucrurile s-au întâmplat întocmai. Când m-am dus să-l iau la ora fixată, cu Coaneș era atât de agitat, încât nici n-am avut timp să explic de ce am fost silit să modificăm planul alcătuit cu o seară înainte. M-a așteptat cu creștetul aproape de tavan, frângându-și mâinile, în halatul lui uriaș, din care îi se desprindeau viguroase picioarele înfășurate în stranii petece de postav, legate între ele cu cea mai groasă sfoară. Inutil să nu mai fi întrebat cum se mai simte. Arăta poate de 3 metri. Iar îmbrăcămintea lui sumoară, mâinile enorme și păroase, figura pe care barba de câteva zile o întunecase și o adâncise, îi dădeau aerul unui profet de spaimă apocaliptică. Nu-l puteai privi fără teamă, căci atât ochii lui subți fosforescenți, cât și dinții mari, pe care și dezgolea la fiecare început de zâmbet, depășeau cu mult gradul de anormalitate pe care suntem învățați să o suportăm la o ființă umană. Trebuie să plecăm cât mai repede, îl auzi șuierând. Mai mult ghici cele ce îmi spuse, pentru că sunetele pe care le scotea își pierduseră intensitatea și precizia lor omenească, începând să asemene cu exploziile infrasonice, ușuierul, șoaptele și gemetele familiare în lumea naturală. Acum părea un susur îndepărtat de pârâu. Sau căderea unei cascade. Acum vântul deasupra unui lan de grâu, sau vigilios, încovoind ramurile într-o înaltă pădure. Am fost atunci tot mai atent la stranile modificări și modulări ale vocii prietenului meu, pentru a putea ghici cuvintele pe care se trudea să le rostească. Vorbirea ei se alterase surprinzător în mai puțin de 24 de ore. Uneori, sunetele pe care le emitea aveau stridența unor complicate cutii în care metalul, lemnul și oasele ar fi fost fără noimă încleiate împreună. Asemenea, sunete mă îngrozeau. Nu cutezam să le mai privesc atunci, așteptând să se întâmple un miracol, să se întâmple ceea ce știam sigur că nu se mai poate întâmpla. Să laud, adică grăind, cu vechea, cunoscuta lui voce dinainte, cea omenească. Dacă era agitat, cu Coaneș vorbea aproape incomprehensibil. Teribile siflante, neverosimile palatale, asemenea unor pocnituri de monstruoase dopuri în pântecul unei umede, stâlcite viori, șuierături și triluri guturale, uneori atât de joase încât le credeai smulse cine știe cărui obiect din lumea lucrurilor moarte. Un birou mișcat din loc, o ladă uriașă trasă pe pământ, căzătura unui sac cu nisip, nazale atrofiate, strangulate brusc de convulsive necăciuni. Toate acestea se urmau câteva zeci de secunde, întrerupte pe alocuri doar de pauze în care se auzea un ușor sfărăit.
Trebuie să plecăm, că vine Lenora!" strigă din nou Cucoane și strângându-și pudic halatul în jurul coapselor. Dar ghicind din înspăimântata mea mirare cât de a nevoie le înțeleg, rămase o clipă derutat cu brațele în aer, privindu-mă lacum, așteptând din partea mea un semn că tot ce a ghicit e numai o părere, că încă l-aud și îl pot înțelege, că oricât de singulară e soarta lui, totuși a mai rămas între noi doi o posibilitate de comunicare și înțelegere. Ți-am cumpărat o pereche de cisme, numărul cel mai mare pe care l-am găsit. Mă asculta încruntându-se cu un vizibil efort de a mă înțelege. Cred că a reușit, dar probabil îi se părea atât de comică încercarea mea de a schimba vorba, încât îi zbucni în râs și, îndreptându-și brațul asupra-mi, mă bătu prietenește pe umăr. Mă cutremurai. Mâna lui mi se părea grea, rece, inumană. Simțindu-o, am avut impresia că sunt prins de un monstru și lătatul înghițit de clăbuci ale râsului lui amplifică până la absurd senzația că trăiesc un coșmar. M-am smuls cu un fior de sub mângâierea lui și m-am îndreptat spre ușă. Eu trebuia să cobor cel din tâi ca să nu atragem atenția curioșilor. Când am deschis ușa, Cucoane și-a mai privit odată în cameră și-a luat ultimele pachete de țigări de pe măsuță și cu cută greutate, parcă ar fi fost degetele înghețate, și a ieșit. Atunci am văzut că avea în mâna dreaptă un plic mare, probabil cu mai multe scrisori și acte, pe care mi l-a dat arătându-mi prin semne, căci se temea să mai spună ceva, că e foarte important. Plicul era adresat Lenorei. Inutil să amintesc peripețiile fuginoastre. Ele au fost copios povestite de întreaga presă și oricât exagerări s-ar fi strecurat în acele faimoase reportaje, versiunea este totuși veridică în liniile ei mari, pentru că se întemeiază pe mărturisirile celor de șoferi, al taxiului care ne-a dus la mine acasă și al camionetei în care am mers toată noaptea. Am avut norocul să scăpăm de urmărirea reporterilor în mai puțin de o oră, dar cât a fost de penibilă cursa pe care am făcut-o atunci, ce să vă mai spun? Cucoaneș, abia găsindu-și loc, chircit în fundul mașinii, neîndrăznind să scoată un singur cuvânt, nu cumva să-l sperie pe șofer, care, tremurând, cu broboane de sudoare pe frunte, își încleștase mâinile pe volan și nu mai privea decât înaintea ochilor, terorizat până la urmă de apariția teribilă a prietenului meu, când se îndreptase spre el cu amândouă mâinile, ținându-și halatul și clătinând mașina sub primul lui pas. De-abia târziu pe seară, când ne aflam la adăpost în camionetă, feriți de privirile curioșilor, a început să vorbească din nou cu Coaneș. Vorbea totuși, încet șoptit, și aproape nu înțelegeam ce spune. Clătină mereu din cap ca să nu-l descurajez, însă avem uneori impresia că nu-l păcălesc, că e perfect lucid și își dă seama că tot ce spune el, eu nu mai pot înțelege, dar nu se putea îndura să renunțe la vorbă, la această ultimă posibilitate de a comunica cu o făptură vie. Șoferul camionetei, avertizat de tot ce publicaseră gazetele în ultimele două zile, nu părea înspăimântat. Dimpotrivă, rolul important pe care îl juca în fuga noastră îl măgulea și ne-a dat chiar o seamă de sfaturi utile. Am ajuns la 4 dimineața pe muntele Păduchiosul, acolo unde, în principiu, trebuia să se ascundă Cucoaneș câteva zile până când mă voi fi întors cu sculele necesare ridicării cabanei. Mașina s-a oprit la o cotitură din toate părțile împădurită. Muchie bine aleasă, între mai multe văi, cu nesfârșite hățișuri și viroage, având nu prea departe un izvor al cărui susur molcom, îl auzeam de slușit. Luna încă nu apusese și am putut examina pe îndelete locul. Când s-a coborât cu Coaneș și ca să-și desmorțească oasele, s-a întins deodată cât era de vast, trosnindu-și încheieturile, ridicându-se puțin pe vârfuri și dându-și cu voluptate capul înapoi pe ceafă, valea a hăuit de geamătul lui. Și noi doi am amuțit, privindu-l cum se desfășoară și crește, turtind parcă zarea munților cu spinarea lui uriașă și mânecile suplecate ale halatului. E bine, e bine! Am deslușit noi dintr-o lungă și vorace cascadă de sunete, gemete, șuierături. Imediat a căutat în punga pe care tot timpul și-o ținuse la îndemână și-a scos un pachet nedesfăcut de țigări. L-a scofâlcit câteva clipe între degete, apoi mi l-a întins ostenit. A trebuit să-i rup eu hârtia și să-i desfac foița poleită de deasupra. Degetele lui Cucoaneș începeau să-i fie inutile pentru asemenea treburi prea mărunte. Putea totuși apuca încă destul de bine țigara și putea folosi cu oarecare facilitate bricheta. Mi-am dat însă seama de dificultatea pe care o avea Cucoaneș ca să fumeze când, după ce a tras cu sete câteva fumuri, a încercat să păstreze țigara între buze. Avea un aer rătăcit. Țigara aceea minusculă în colțul gurii lui enorme, parcă stătea să cadă, și la fiecare tresărire a buzelor zvâcnea și ea, parcă asemenea unui resort.
De altfel, cu Paneș nu apuca să înghită decât câteva fumuri, pentru că acestea erau de ajuns să-i stovească țigara până aproape de cotor. Va trebui să aduc altfel de țigări, îmi spunea privindu-l. Poate trabuce, sau o comandă specială de la regie, făcută pe măsura gurii lui. E bine, îl ghiceam iarăși șuierând. Dar de data aceasta a încercat din toate puterile să facă înțelese și celelalte cuvinte pe care cu infinită grijă se trudea să le repete fără să reușească niciodată, după cuvință. Borx, mi se părea că aud. Borx, Bretings, Cretitins, Tues, Tues. Vorbește mai rar, îi strigai pe cât îmi îngăduiau puterile. E birne, are început. Borx. Borx, Burbruli, Borx, Burbruli. Urmă o nouă cascată de râs, al cărei eco, amplificat de vale, mă copleși cu o sacră teroare. Cel puțin înțelesei. Cucoaneș se simte într-o excelentă dispoziție. Dacă ar continua măcar, să audă cuvintele noastre. El însă, între hohote de râs, repeta într-una. Borx, Burbruli. Transcriu de altfel cu totul aproximativ sunetele pe care le auzeam, așa cum obișnuim să transcriem prin fiu șuratul unui glonte sau prin alte semne alfabetice, cioconitul într-o ușă, spargerea unui cristal, căderea unei bombe. Borx este însă numai pe departe asemănător sunetelor pe care le emita într-una cu Coaneș, într-una amplificându-le de altfel, în așa chip, încât câteva minute în urmă mă întrebam dacă ele se referă la același cuvânt inițial. Și deodată am înțeles. Vox populi. Strigându-i, îl văzui că se luminează și, plecându-se puțin zâmbind, îmi puse mâna pe umăr. Relua atunci cu mai multă vigoare. Borx, Bretings sau Cretings, Tues. Nu mi-era greu să ghicesc că se referă la o altă locuție care începea tot prin Vox. Strigai. Vox clamantis in deserto. Dădu din cap transfigurat de bucurie. Și, depărtându-se de noi, din câțiva pași ajungând pe mobila din fața mașinii, ridică brațele spre cer, alcătuind o spământătoare imagine profetică, și începu să vorbească, să urle, să cheme, să cânte, adresându-se de-a dreptul văilor și munților, fără să ne mai privească. Acum se apropie sfârșitul, îmi aduc aminte că mi-a spus, că am simțit mai degrabă ceea ce a spus el. Dar pentru că vedeam că șoferul amuțise pălind, neputându-și smulge privirile de pe haina, umflată de vântul dimineții, a prietenului meu, m-am suit în camionetă și am început să descarc poverile. Am muncit așa șoferul și cu mine vreo 10 minute, în care timp, cu Coaneș, continua să se adreseze pădurilor și cerului. Poate că se roagă, îmi spuneam, sau poate le blestemă. Cine putea ști? M-am îndreptat spre mobilă și am început să-l strig din răsputeri. Cu greu m-a auzit. S-a coborât copilărește, și-a plecat genunchii și și-a apropiat urechea de obrazul meu. I-am spus răcnindu-i că toate lucrurile au fost coborâte din mașină, că trebuie să căutăm locul pentru cort, undeva în hățișuri. Camioneta trebuie să ajungă înainte de prânz în București. Eu aveam mai multe lucruri necesare de cumpărat ca să mă pot întoarce cât de curând într-una din nopțile următoare. El mă va aștepta, începând a doua noapte, la anumite ore, undeva în apropierea locului acestuia. Îi vom face semn cu o lanternă și îl voi chema de asemenea cu un claxon puternic. I-am vorbit așa vreo 5 minute până am simțit o mare istovire, căci țipam fiecare cuvânt, repetându-l de nenumărate ori, când clădina din cap că nu înțelege. Atunci, prietenul meu m-a îmbrățișat, ridicându-mă ca un copil în brațe și mi-a spus o seamă de cuvinte din care, cum mă temem, nu am înțeles aproape nimic. L-a bătut pe șofer pe spate și toți trei încărcați am pornit la vale. Am ales un loc făcut parcă anume pentru vizuina unui singur atic. Un început de lungă, prinsă între urcușul aspru al coamei împădurite și vâlceaua prăpăstioasă de deasupra izvorului. Cucoaneș ne-a făcut semn că nu are nevoie de ajutorul nostru ca să-și ridice cortul. Mi-a dat doar mai multe pachete de țigări să-i le desfac. Apoi s-a așezat pe o piatră și-a tras pulpana halatului deasupra genunchiului, care se dezgolise și-a început să cânte un cântec pe care atunci îl înfiripa, din singurătatea lui, din singurătatea muntelui. Abia după ce am ajuns acasă, istovit după încă 5 ceasuri de mașină și am parcurs ziarele de dimineața aceea, mi-am dat seama că prietenul meu devenise senzația zilei, lăsând în urmă chiar cele mai importante evenimente politice. Fotografia lui, de vremuri normale sau din primele zile ale macroantropiei, era publicată pe prima pagină, însoțită de reportaje asupra misterioasei lui dispariții,
de articole și interviuri din lumea medicală. Cazul era, desigur, unic, dar nu peste puterile de explicație ale științei, declarase în fața reprezentanților presei decanul facultății de medicină. Corespondenții străini telegrafiaseră cu câteva zile înainte articole senzaționale care stârniseră pretutindeni cel mai mare interes. Mai mulți reporteri celebri își anunțaseră venirea în România ca să cunoască și să intervieveze pe Macrantrop. Pe seara am telefonat la numărul indicat de Cucoaneș și am dat întâlnire Lenorei, spunându-i că am să-i comunic lucruri importante. Nu o cunoscusem până atunci și am rămas surprins întâlnind-o. Avea o frunte mată și părul de un nobil, întristat roșu, și nasul drept, din alt veac, iar ochii irreverențios de deschiși, ochii în fața cărora te simțeai întotdeauna intimidat. A deschis cu o greu stăpânită frenezie plicul pe care l-am întins și și-a zvârlit ochii pe prima pagină dintr-o lungă scrisoare. Dar cum probabil lectura ei era a nevoie de suportat sub privirile unui străin, am pădurit scrisoarea și a băgat-o în geantă, începând să răsfoiască absentă celelalte hârtii. Era, o bănuiesc, un testament, mai multe acte oficiale, un tank de bancnote și câteva fotografii. Unde e? Mă întrebă brusc, împingând toate hârtiile în plic. I-am explicat codindu-mă că sunt legat de făgăduințele pe care le făcusem, dar că deocamdată se află mai bine acolo unde e decât în oricare altă parte. M-a ascultat privindu-mă neîncrezătoare în ochi. Cât e de mare acum? Mă întrerupse ea cu un gest de nerăbdare. Greu de spus. În zori parcă ar fi avut 3,5 metri, parcă mai mult. Închise ochii și-și mușcă buzele fără să scoată un singur cuvânt. Și ce e mai grav e că nu mai poate vorbi. Aproape nu se mai înțelege ce spune. Eu îl înțeleg, exclamă Lenora cu pasiune. Îl înțeleg oricum ar fi, îl cunosc, ghicesc tot ce spune. Îl ghicesc de pe buze, din ochi. Rămase câteva clipe cu privirile pierdute în lacrimi, apoi îmi întinse mâna. Data viitoare merg și eu cu dumneata. Îți telefonez mâine dimineață. M-am supus. În fond, îmi spuneam, fata are de plină dreptate. Oricât de mult ar suferi Cucoaneș văzându-o și despărțindu-se apoi definitiv de ea, încă și mai mult ar suferi dacă s-ar despărți așa cum se despărțise fără să o vadă. Marea greutate va fi să vorbească împreună. Va trebui un alt mijloc de comunicare. Poate o tablă neagră de școală pe care să scriem și el și noi cu cretă. Mi-am însemnat și acest lucru pe care trebuia să-l cumpăr și odată ajuns acasă, am adormit zâmbind cu gândul la fericirea lui Eugen. N-am putut pleca a doua seară și nici în seara următoare. Unele lucruri nu le găseam. Altele, vânoară bocanci uriași pe care comandasem, nu erau încă gata. De altfel, șoferul camionetei nu era liber decât a treia seară și niciun caz nu voiam să introduc pe altcineva în secretul nostru. Altfel că n-am putut pleca decât a patra noapte de la despărțirea mea de Cucoaneș. Plouase în ajun și o bună bucată din drum l-am făcut înaintând destul de încet, așa că în loc de a ajunge pe păduchiosul înainte de 3 dimineața, cum ne propusesem, am ajuns abia pe la 4. Se luminase bine când am oprit mașina la locul știut. Șoferul a început să claxoneze prelung. Toți trei rămăseserăm în mașină, emoționați, neîndrăznind să ne privim unul pe altul. Și deodată, dintr-un loc de unde nu ne așteptam, se ridica Lene, plictisit Cucoaneș. Lenora își sugrumă un țipăt. Prietenul meu era acum într-adevăr de nerecunoscut. Halatul îi rămăsese fără îndoială mic, căci așa cum mi se desfășura, părea că are 6-7 metri și pieptul lui se lățise amețitor, totul crescând în aceleași proporții cu înălțimea. Și atunci își acoperise coapsele cu câteva pături prinse la animerală între ele. Alte două pături le purta pe umeri, iar în picioare nu mai avea nimic. Pânzele cu care se înfășurase, descheindu-se și el, nemaipridit dinți să le întocmească la loc, cu degetele acelea enorme care nu mai puteau cuprinde decât polovan și trunchiuri de copaci. A nevoie aș putea reda impresia pe care mi-a lăsat-o apariția lui extraordinară deasupra șanțului șoselei. Când și-a ridicat umerii din cale, părea Neptun înălțându-se printre talazuri. O asemenea teroare sfârșea prin a te amuți. Nu mai era spaimă propriu-zisă, ci o stranie mirare care te scotea din timp, proiectându-te într-o auroră mitologică. Așteptai să-l vezi ridicând tridentul neptunic sau asmuțind fulgerele ca Jupiter și tot ce ar fi urmat nu te-ar fi mirat mai mult decât propria lui apariție. Barba-i crescuse prodigios în aceste ultime zile, schimbându-i cu desăvârșire figura, transformându-i-o în teofanie. Capul, cu totul normal pentru proporțiile trupului,
devenea totuși peste putință de privit, îndată ce începea să râdă sau să vorbească, pentru că atunci își arăta dinții și întunericul gurii și limba de balaur. De altfel, acel dintre sunet pe care îl scotea, te cutremure tăgându-te înapoi, căci avea impresia că a provocat acel sunet într-un chip nefiresc, mișcându-și umerii sau trosnindu-și degetele sau huruind în coșul pieptului. Mă simt cu totul incapabil să evoc acele sunete. Nu pot spune că semănau cu vreunul din nenumăratele suspine, gemete, pocnituri și șuierături pe care le auzeam în natură, și cu toate acestea, ele evocau ceva, ceva dintr-un domeniu incert de vis, de febre și spaime animale. Și numai această involuntară evocare te copleșa cu teroarea ei, fascinându-te, suspendând pentru atâta cutremurătoare clipe sentimentul prezentului. Este probabil că prietenul meu își dădea foarte bine seama de magia sunetelor pe care le scotea, pentru că s-a ferit tot timpul pe cât a putut să ne vorbească. Dând însă cu ochii de Lenora, la început, când am coborât din camionetă, a înălțat brațele goale către cer, izbucnind într-un chiot caracteristic care ne-a împietrit. A făcut apoi câțiva pași și, cu oarecare greutate, a îngenunchiat lângă noi zâmbind. A îngenunchiat și și-a plecat odată spinarea, ca să se poată apropia mai bine de noi, nereușind totuși decât să-și reducă la jumătate statura, continuând să ne întreacă cu cel puțin un metru. Atunci am strigat înălțându-mă către urechea lui. Ea a vrut să vină, ea a vrut. Cred că nu m-a înțeles și m-am grăbit să scot tabla neagră pe care i-am scris cu imense majuscule aceleași cuvinte. Când i-am ridicat tabla să le citească, a privit literele și a clătinat din cap zâmbind. Apoi, cu infinită grijă, și-a apropiat mâinile de Lenora, bâșbâind, neîndrăznind să o apuce. A ridicat-o ca pe un prunc și a așezat-o pe camionetă. Așa o putea privi mai bine și o putea mângâia fără să riște să o strivească. Eugen! Eugen! Își opta Lenora, creștându-și amândouă mâinile de pumnul lui. Fără îndoială că nu mai auza nimic, dar nici nu simțea nevoia să audă. Era fericit că o poate privi foarte aproape de el și că îi poate vorbi, pentru că, deși sunetele pe care le scotea erau foarte stinse, el îi vorbea. Mișca încet buzele, temându-se să încerce mai mult. Auzăm la răstimpuri suspine și hrăituri ca din coșul pieptului. Erau șoaptele lui de îndrăgostit. Ce putem face acum? Ce mai putem face? Strigă desnădăjduită Lenora, izbucnind în plâns. Mai tare, îi spuse eu. Mai tare și foarte aproape de ureche. Lenora își repetă de mai multe ori întrebarea, dar deși cu coane și-și apropiase urechea de ea, nu înțelese mai nimic, pentru că se mulțumi să ridice din umeri și să zâmbească cu o infinită, resemnată tristețe. Se plecă și ridică tabla neagră. A nevoie izbuti să apuce între degete bucata de cretă. Totuși, răbdător, fără să se descurajeze, căsnindu-se ca un copil la primele lui litere, scrise cu majuscule de-a curmezișul tablei. E bine! În ce sens e bine? Striga eu. Te simți mai liniștit? Vezi lumea cu alți ochi? Vezi lucruri pe care noi nu le putem vedea? La toate aceste întrebări strigate cu o supremă încordare și mai mult ghicite, se mulțumi să zâmbească și să-mi arate cu un braț ridicat visător cerul. Reluai întrebările. Spune-ne totuși ce vezi, ce simți, ce înțelegi. Spune-ne dacă există Dumnezeu și ce ar trebui să facem ca să-L cunoaștem și noi. Spune-ne dacă viața continuă după moarte și cum să ne pregătim pentru ea. Spune-ne ceva, învață-ne. Prietenul meu mi-a arătat atunci din nou cele scrise pe tablă și cu o izbucnire de bucurie ridică brațele către cer și începu să ne vorbească. Răsunau vâile la cuvintele lui. Era ca prevestirea unei furtuni. Tremurau copacii și se plecau crengile. Lenora închisese speriată ochii și noi toți ne făcuserăm parcă mai mărunți decât păream că suntem. Dar în mine, cu toată teroarea, stăpânea dorința de a ajunge până la el și a aflat tainele pe care el le cunoștea acum. Am așteptat să înceteze și am scris pe tablă o altă întrebare. Ce este acolo? Am scris cu majuscule ca să poată citi cu mai multă ușurință. Eugen păru puțin plictisit de stăruințele mele, dar deschizând palma ca să-i dau bucata de cretă, se așeză din nou la lucru. După câteva minute, îmi arătă. Totul este... Înălța brațele către cer, îndreptându-le apoi către pământ, către munți și văi. Mă arătă pe mine zâmbind, o arătă pe Lenora, pe șofer, apoi bătu vesel camioneta cu latul mâinii și începu să râdă. Îl priveam tu străin în neștire. Văzându-ne cum stăm acolo nepricepuți, se depărtă de noi și rupse dintr-un copac o crenguță. Apoi, cu atenție, smulse din ea trei rămurele verzi și ni le întinse pe rând la fiecare. Le-am luat cu mare teamă,
parcă am fi ghicit ca prin vis că ni se dezvăluie o cutremurătoare taină. Și-am rămas toți trei cu ramura verde în mâini, privindu-l. Cucoane și-a început atunci din nou să râdă, peste măsură de înveselit de buna noastră cuvință. Dar râzând, Lenora se chirci de frică și el își întinse mâinile ca să o mângâie. Ispita era prea mare și nu se putu stăpâni. O ridică încet pe palme, așa cum iei o statuietă pe care vrei să o vadă cât mai multă lume, și o înălță în văzduh ca să o poată privi. Lenora se apucase cu amândouă mâinile de brațele lui, speriată, căci, așa cum mi-a mărturisit mai târziu, o speriase îndeosebi figura logotnicului ei, pe care acum o putea vedea foarte de aproape. I se părea că gura lui stă gata să o înghită, iar ochii lui o fascinează de moarte. Ca și când n-ar fi observat groaza iubitei, Cucoane și-o atrase culoarea minte către pieptul lui, păstrând-o ca pe o păpușă și legănând-o. Dar când și-a apropiat și mai mult fața, îmbâxind-o în barba lui, voind să o sărute, Lenora a dat un țipăt și și-a acoperit ochii. Credeam că a leșinat, căci pălise și trupul lui atârna moare în brațele logotnicului. De data aceasta Cucoane și-a înțeles. A așezat o culoare aminte pe camionetă de unde a ajutat de șofer, am coborât-o îndată și ne-a făcut semn că putem pleca. Figura ei se împietrise. Nici măcar un zâmbet nu-i mai înviora ochii și buzele nu s-au mai deschis de atunci. I-am strigat că avem lucruri pentru el în camionetă, unelte merind de bocanci. N-a vrut să asculte, iar când crezând că n-a înțeles ce-i spun, am început să descărcăm lucrurile din camionetă, s-a supărat și ne-a amenințat cu brațul că le va zvârli pe toate în vale, dacă nu vrem să le luăm cu noi. Ca o ultimă încercare i-am scos bocancii. I-a apucat nervos și i-a zvârlit de nu s-au mai zărit pe deasupra pădurii. E inutil, am șopti Lenora. E mai bine să plecăm. E sfârșitul. I-am făcut semn cu mâna că ne ducem și el ne-a urat drum bun, fâlfâindu-și brațul multă vreme deasupra capului. L-am lăsat acolo, în mijlocul șoselei, cu soarele care îl lovea deasupra ca pe un munte. L-am mai văzut apoi pentru ultima oară 2 săptămâni în urmă. Câte s-au întâmplat în aceste 2 săptămâni? Campania de presă împotriva doctorilor care l-au lăsat să scape și a poliției care nu-i putea să-l găsească, premiul oferit de bizarul miliardar sud-american pentru cei care îl vor prinde viu și îl vor arăta, potrele organizate în Bucegi și apoi dizolvate dintr-un alt ordin pe motivul că o ființă umană nevinovată nu poate fi gonită ca o fiară sălbatică, toate acestea sunt încă destul de proaspete în memoria cititorilor ca să mai fie nevoie să le reamintesc. Din când în când ajungeau zvonuri la Sinaia sau la Predal că Macrantropul a fost zărit lângă un izvor sau coborând dintr-o pădure. Dar zvonurile acestea erau atât de contradictorii, amănuntele care se dădeau atât de fanteziste, că era asemenea unui munte, că avea mai multe brațe și mai mulți ochi, că rostogolea stânciuriașe în vale, că ar fi fost văzut cum mânca de viu un bivol, etc., încât lumea începea să se îndoiască de autenticitatea vedenilor. Singurele indicii, dincolo de orice îndoială asupra existenței prietenului meu în munții Bucegilor și piatra Craiului, erau trunchiurile de copaci rupte și urmele trecerii lui prin vreo pădure mai măruntă. De altfel, așa cum declarau toți cei care pretindeau că îl zăriseră, el nu umbla decât în timpul nopții, ziua rămânând ascuns prin cine știe ce coclauri. Nu s-au găsit niciun fel de urme. Cortul și lucrurile transportate de noi dispăruseră ca prin farmec. La valea unde îl lăsasem ultima oară, au mai venit nenumărați cercetători, căci șoferul fusese destul de precis în declarațiile făcute ziariștilor, dar fără să mai găsească ceva. 2 săptămâni în urmă, la căderea nopții, mă aflam în mașina unui prieten pe șoseaua care duce de la Moroieni spre uzina electrică de la Dobrești. Trecusem de sanatoriul Moroieni când, în dreptul uneia din nenumăratele cotituri prin care șerpuiește șoseaua, un grup de oameni ne-au făcut semne să oprim. La lumina lunii, am ghicit o neasemuită groază întipărită pe figurile lor. Erau muncitori care se întorceau de la lucru și toți își țineau târnăcoapele și lopețile bine strânse în mâini, ca și cum s-ar fi pregătit de o deznădăjduită luptă cu moartea. E arătarea, domnule, e arătarea în pădure. Izbuti să vorbească unul dintre ei. Mișcă pădurea într-una, spuse un altul. E arătarea, uriaș cum n-a mai fost. E ucigă-l crucea, el e. În acea clipă, trosnine firesc pădurea și o revărsare de pietre și pietriși începu să se scurgă din toate părțile în șosea. Am încremenit cu toții. Oamenii se înghesuiseră în jurul mașinii cu târnăcoapele ridicate.
și dintre copaci, încovrat în două ca să se ascundă și ferindu-și capul de vârfurile lor înalte, ieși fără teamă prietenul meu cu Coaneș. Era cu totul gol în afară de păturile zdrențuite pe care și le nodase după cum se pricepuse în jurul coapselor. Când odată ajuns în șosea, își îndreptă trupul, părea de trei ori mai înalt decât îl văzuse ultima dată. Dar asupra înălțimii lui, părerile s-au dovedit în urmă extrem de împărțite. Tovarășul meu pretindea că n-are mai mult de 15-16 metri. Eu înclinam către 20-22, iar unii dintre muncitori socoteau că trece chiar de 30 de metri. Își păstrase aceeași perfectă proporție a trupului, ceea ce îl făcea să semene a om în pofida monstruoaselor lui dimensiuni. Doar barba îi crescuse prodigios, căzându-i valuri pe nesfârșitul lui piept. Călca fără să privească și fără îndoială că ne-ar fi strivit dacă nu ar fi zărit farurile aprinse ale mașinii. Ca și cum luminile acestea i-ar fi amintit de ceva încă important pentru el, s-a oprit o clipă și și-a plecat puțin fruntea către noi. Dar în clipa următoare a ridicat din numeri și și-a văzut de drum. A coborât valea și a început să urce lin, fără grabă, coama dealului despădurit din față. Curând a ajuns pe creastă și îl puteam urmări argintat în bătaia lunii, cum se profilează pe cerul clar, cu barba în vânt, ca o apariție de sfârșit de lume. Aceasta a fost tot. Și aceasta a fost, cred, ultima oară când Eugen Cucoaneș a fost văzut de cineva, de către un grup de oameni care nu mai puteau fi învinuiți ca atâția alții de năluciri. Luni de zile după aceea, Cucoaneș a fost căutat pretutindeni. Știrile care se auzeau despre el s-au dovedit cu totul incontrolabile. În luna octombrie, se spunea, ar fi fost zărit de un grup de tărani care se întorceau de la câmp către miezul nopții pe Bărăgan. Pașii lui se aflau, după mărturia unora, la distanțe de 40-50 de metri. Dar cum se întâmpla, urmele acestor pași erau întotdeauna șterse de ploaie, căci Cucoaneș nu umbla decât pe vreme ploioasă. Poate tocmai pentru a-i se șterge urmele, poate fiindcă se temea să nu calce oamenii aflați la treburi și umbla la ceasuri din noapte și pe vremea rea, când știa că toți ceilalți se odihnesc. Către sfârșitul aceleiași luni, ar fi fost zărit la nord de Constanța, îndreptându-se către mare. Unii mărturiseau chiar că l-ar fi văzut intând în mare și înotând. Dar așa cum a dovedit ancheta întreprinsă câteva zile în urmă, mărturisirile acestea erau cu totul lipsite de temei. Și curând după aceea, nu s-a mai știut nimic de Eugen Cucoaneș.